bine face sufletului nostru să fim prezenți la biserică. Unde, în altă parte, putem spune inimii noastre, inima stai liniștită, Dumnezeu este tăria ta. Indiferent de momentul în viață în care te afli, indiferent de peisajul pe care viața ta îl vede în acest moment, Dumnezeu este tăria noastră. Amin. Slăvit să fie El. Amin. Chiar și acolo, în vale. O, câte lucruri ne putem spune în vale. Câte lacrimi, câte bocete, câte păreri de rău, câte plânsete de milă nu pot izbucni în vale. Dar la biserică, cântând, învățăm că în vale putem să spunem așa, chiar și acolo în vale, Domnul este bun, Domnul este bun. Chiar și în bezna nopții cântam. O, și ce cumplită poate fi bezna nopții. Câte lucruri nu pot fi în bezna nopții care să ne facă să ne fie frică. Dar putem spune inimii, chiar și în bezna nopții, Tu, Doamne, credincios în drum. Eu nu văd nimic prin bezna asta, dar nici nu trebuie neapărat să văd ceva. Am încredere în mâna celui care mă conduce. Amin. Și la final spunem inimii că Domnul poartă pe ai săi copii și ați demarcat cum cântam? Așa cum a făgăduit. De fapt, Domnul este tăria mea, Domnul este bun, Domnul îndrumă, nu pentru că am făcut noi ceva, ci pentru că așa este El. Noi ne bazăm întreaga viață pe caracterul lui Dumnezeu, pe făgăduințele lui Dumnezeu, pe Cel care făgăduiește și ce făgăduiește împlinește. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă chem acum să deschidem Sfânta Carte. Vom vorbi și în această dimineață tot despre bunătatea lui Dumnezeu. Ne vom pune o întrebare importantă, zic eu. O întrebare care izvorăște cumva din practica vieții de creștin. Nu știu câți ani aveți dumneavoastră de când îl cunoașteți pe Domnul. De când umblați cu Dumnezeu. Sunt aici percărunți în fața cărora ne plecăm, care umblă cu Domnul de foarte multă vreme. Zeci de ani. Unii umblă cu Domnul de mai puțină vreme. Dar indiferent de câtă vreme umblăm cu Domnul, cu siguranță fiecare dintre noi are câte o părere despre cum este să umbli cu Dumnezeu. Cum este să fii parte, cetățean al cerului. Pilda pe care vreau să vă citesc în această dimineață răspunde tocmai la această întrebare. Cum e să fii membru în cetățean în împărăția lui Dumnezeu? Deschidem în Matei, capitolul 20. Vom citi primele 15 versete. Deși pilda cumva se conclude în versetul 16, citim primele 15 versete. Strict pilda. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el. Și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul seara, stăpânul viei, a zis ispravnicului său. Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult. Dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, le-a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit tu cu mine, cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestea din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt
bun. Amin. Haideți să ocupăm locurile, vă mulțumesc. Permiteți-mi să o reiau de la întrebarea pe care, ultima întrebare pe care am pus-o. De câți ani? De câți ani umblăm cu Domnul? De câți ani îl cunoaștem? De câți ani suntem, așa cum evangheliștii spuneau, așa cum apostolii spuneau, membrii ai împărăției lui Dumnezeu? De câtă vreme? Când Domnul Hristos își începe propovăduirea, spune așa, Matei 3:2, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și apoi, ideea aceasta a împărăției care se apropie, care cumva ne cuprinde pe fiecare dintre noi, este preluată de Apostolul Pavel. Efeseni 2:19, Efeseni 3:20, foarte frumos spune în Efeseni 2:19, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Iată cum ne numește pe noi Biblia. Împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Așa că permiteți-mi în această dimineață pe cei care sunt împreună cetățeni cu sfinții să-i întreb ce au descoperit despre această cetățenie a lor. Cum e să fii împreună cetățean cu sfinții? Să fii om din casa lui Dumnezeu. Cumva la această întrebare răspunde și contextul pe care îl are pilda, vă chem acasă să citiți, contextul generează cumva pilda, dă greutate și profunzime pildei, adaugă chiar și tensiunea necesară, tensiune pe care pilda o va rezolva. Cum e să fii cetățean împreună cu sfinții? Chiar înainte de spunerea acestei pilde, se întâmplă câteva evenimente, 2-3 evenimente, care, așa cum spuneau, generează pilda și care cumva dau răspuns, un răspuns anticipat acestei întrebări. Se întâmplă două lucruri importante. Pilda are loc, este spusă de către Domnul cu adresare și ucenicilor și celor din preajma lui și în contextul acela în care se afla Domnul la un moment dat, vin niște părinți, dorind ca Domnul să îi binecuvinteze, ca Domnul să își întindă mâinile peste copiii aceștia și să spună o binecuvântare. Un fapt lăudabil, un lucru pe care fiecare părinte și-l dorește pentru copiii lui, să fie binecuvântați de Domnul. Dar trăim într-un context în care copiii nu erau atât de importanți. Trăim într-un context, contextul nou testamentar de atunci, vremea Domnului Hristos, în care copiii erau cumva marginalizați. Priviți neimportant și puțin până când nu creșteau vreme, mortalitatea infantilă era destul de ridicată și pentru că așa era contextul, când părinții ăștia încercă să îi împingă pe copiii înaintea Domnului, întâmpină o rezistență foarte mare. Rezistență care vine inclusiv din partea ucenicilor. Și acolo Domnul se oprește și are loc primul moment tensionat de dinainte din pildă. Domnul se oprește și le spune ucenicilor, știți și dumneavoastră expresia celebră, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Domnul ia în brațe, Domnul îi binecuvântă și este primul moment în care închipuiți-vă că sunteți puțin în papucii ucenicilor. Primul moment în care ucenicii zic, noi nu ne-am așteptat la asta. Dar nu trece prea tare șocul lor că mai are loc un eveniment. Vine la Domnul Hristos un tânăr, îmbrăcat bine, mirosea bine, aranjat, cu atitudine potrivită, suficient de reținut pentru a arăta și educația lui și un tânăr care cunoștea legea, care era respectat în comunitate. Și Domnul Hristos, el vine și pune niște întrebări, Domnul Hristos are o atitudine destul de rece și de refractară față de el. La final Domnul îi spune, dacă vrei, vinde tot ce ai. Împarte săracilor, nu zice dăm nouă, împarte săracilor. Și vine și urmează-mă. Și tânărul nu poate să facă asta. Pleacă de la Domnul întristat și iarăși apare momentul de șoc pentru ucenici. S-ar fi așteptat ca Domnul să facă ceva, să-l primească, să mai îndulcească puțin lucrurile. Dar Domnul nu face nimic. Îl lasă să plece. Petru se tensionează foarte tare și se întreabă și pune și în cuvinte treaba asta. Dacă el nu, atunci cine? Atunci cine?
Și de aici extragem prima învățătură, primul răspuns pe care îl putem avea la întrebarea cum este să fii membru în împărăția lui Dumnezeu, membru al bisericii, mădular al trupului lui Hristos. La ce să te aștepți atunci când ești cetățean împreună cu sfinții? Păi așteaptă-te să fii surprins. Așteaptă-te să fii surprins. Împărăția lui Dumnezeu nu funcționează după regulile umane, după obiceiurile umane. Ia, așteaptă-te să fii surprins. Se întâmplă aici lucruri care au de-a face cu Dumnezeu, care au de-a face cu regulile lui Dumnezeu, care au de-a face cu mișcarea lui Dumnezeu, care pe tine s-ar putea să te surprindă. Ucenicii sunt surprinși. Sunt surprinși că Domnul primește copiii. Ei n-ar fi făcut treaba asta și sunt surprinși că Domnul nu face nimic pentru a-l păstra pe tânăr. Ei ar fi făcut din toată inima treaba asta. Cum e în împărăția lui Dumnezeu? Așteaptă-te să fii surprins. Și cât dintre dumneavoastră care nu umblați cu Dumnezeu de multă vreme, n-ați trăit această surprindere pe care ne-o dă umblarea cu Dumnezeu? Suntem surprinși adeseori de felul în care Dumnezeu lucrează. Suntem surprinși adeseori de locurile din care izbucnește binecuvântarea lui Dumnezeu. Am crezut că stropii unei furtuni ne vor nenoroci, furtuna ne va pune la pământ, dar Dumnezeu a scos de acolo binecuvântarea. Am crezut că ușa închisă este un lucru teribil de dificil pentru noi, de dureros pentru noi, dar ușa aceea închisă devine la mâinile lui Dumnezeu sursă de binecuvântare pentru noi. Așteaptă-te să fii surprins. Surprins. Ai intrat, intri, ești parte a unei împărății care are pe Dumnezeu ca stăpân, ca mare împărat, și Dumnezeu poate să facă imposibilul. Preamărit să fie El. Așteaptă-te să fii surprins. Ăsta este primul lucru pe care l-am putea răspunde, dacă ai răspuns la întrebarea ce trebuie, cum ce am putea experimenta fiind cetățean împreună cu sfinții. Spuneam că după ce au loc aceste două evenimente, Petru se tensionează. Întreabă pe Domnul: Doamne, dacă el, bogatul acesta, nu a putut, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, noi ce răsplată vom avea? Iar Domnul începe să-i spună lui Petru un lucru care depășește cu totul imaginația lui Petru. Ascultați versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul din capitolul 19 și i-a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și răspunsul pe care Domnul îl dă depășește cu totul așteptările lui Petru. Iisus i-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și continuă: prea plinul bogăției lui Dumnezeu. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau mamă sau tată sau nevastă sau fecior sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Bogat. La ce să te aștepți? 1. Așteaptă-te să fii surprins. 2. Așteaptă-te să nu corespundă așteptărilor tale. Petru pune această întrebare: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. În curând, în spatele lui, va veni mama fiilor lui Zebedei, care va încerca să-l facă pe Domnul să promită că atunci când va veni el în împărăția sa, fiii săi vor fi pe scaune de demnitari. Aveau niște așteptări. Atât Petru avea niște așteptări, cât și mama fiilor lui Zebedei aveau niște așteptări, fiii lui Zebedei aveau niște așteptări. Noi, când devenim cetățeni împreună cu sfinții, avem niște așteptări. N-ați întâlnit oameni care se supără pentru că Dumnezeu alege să funcționeze, să hotărască altfel de cum ar fi vrut ei ca Dumnezeu să acționeze, să hotărască? Un lucru pe care îl afli repede când devii cetățean împreună cu sfinții este că această împărăție are împărat. Și împăratul este cel care hotărăște. Că Domnul este suveran. Că El este stăpân. Toți cei care umblă cu Domnul vor recunoaște că Domnul este Domn. Domn și stăpân. Că El hotărăște. Că așa cum hotărăște El, așa se face.
Că am venit cu niște așteptări, că avem adeseori niște așteptări de la Domnul, avem niște hotărâri în inima noastră, parcurgem, avem un plan pe care l-am vrea pus în aplicare și încercăm câteodată, în naivitatea minții noastre, să-L determinăm inclusiv pe Domnul să tragă la carul nostru. Și constatăm, cetățean împreună cu Sfinții fiind, că Domnul nu face asta. Că El decide. Dar aș vrea să vă întreb, pe de o parte știm că Domnul hotărăște așa cum vrea El, dar pe de altă parte, dacă sunteți de mai multă vreme pe aici, cetățean împreună cu Sfinții, nu e așa că așa cum hotărăște Domnul este cel mai bine? Recunoaștem noi asta. Nu e așa. Am venit cu niște așteptări la Domnul, am avut niște planuri, am vizualizat cumva lucrurile, sperând să se facă așa cum dorim noi. Doamne, știți vorba aceea, fie voia Ta, dar Maria mea. Indiferent ce hotărăști Tu, aș vrea să hotărăști așa. Doamne, ai tot dreptul să hotărăști cum dorești Tu, dar hotărârea Ta trebuie să fie asta. Și împingem lucrurile și plângem și ne dăm de ceasul morții și Domnul hotărăște altfel. Și vreo câteva zile avem așa un nod amar în gât. Ne pare rău că a hotărât altfel. Și încetul cu încetul realitatea se așează pe alți palieri, alți stâlpi. Și constatăm că așa cum a hotărât Domnul a fost întotdeauna cel mai bine. Binecuvântat să fie Domnul! La ce să te aștepți? Ce am învățat noi, fiind cetățeni împreună cu Sfinții? Am învățat să fim surprinși. Trecem, trăim fiecare zi cu acest sentiment, cu această așteptare de a fi surprins. Domnul știe să surprindă. Și doi, am învățat să spunem, fie voia Ta în viața mea. Și permiteți-mi să mă opresc aici. Fie voia Ta în viața mea. Doamne, ajută-ne! Și Domnul începe pilda. Ăsta este contextul. Cumva le spune ucenicilor, așteptați-vă la ceva ce voi încă n-ați înțeles. Și doi, eu hotărăsc. Ochii la mine, spune Domnul, în împărăția lui Dumnezeu se face cum vrea Dumnezeu. Dar la ce să te aștepți? Și Domnul începe să spună pilda asta superbă. Corninescu i-a spus pilda lucrătorilor viei, dar eu nu-i văd pe ei ca fiind personaje principale aici, ci îi văd ca personaj principal gospodarul. Domnul începe să spună pilda asta, cumva creionând lucrurile la care să te aștepți în împărăție. Sau pilonii pe care este așezată împărăția lui Dumnezeu. La ce să te aștepți? Așteaptă-te să fii surprins, dar printre toate lucrurile care te vor surprinde, iată câteva cu care sigur vei avea de-a face câtă vreme ești membru al împărăției lui Dumnezeu. Câtă vreme ești cetățean împreună cu Sfinții, mădular în trupul lui Hristos. Iată la ce să te aștepți. Și începe pilda. Pilda începe frumos. 1. La ce să te aștepți? Și aș zice primul punct. Să te aștepți, și aș vrea ca biserica să mă însoțească, să te aștepți la bunătate. Când ești cetățean împreună cu Sfinții, așteaptă-te să plece spre tine bunătatea lui Dumnezeu. Să fii învăluit în bunătate, cuprins în bunătate, însoțit de bunătatea lui Dumnezeu. Așteaptă-te la bunătate. Mult, mult bine. Pentru că Domnul este, ziceți dumneavoastră cum, bun. Pentru că Domnul este bun, așteaptă-te la bine. Pilonul, unul dintre stâlpii de bază în împărăția lui Dumnezeu, unul dintre stâlpii pe care este așezat împărăția lui Dumnezeu, este bunătatea. În pildă, atitudinea majoră a gospodarului, și înțelegem că gospodarul este Dumnezeu, este bunătatea. Motorul din spatele gospodarului, aproape tot ce face gospodarul, este inundat, dacă vreți, în bunătate. Fiecare acțiune a lui, fiecare decizie pe care o ia, fiecare cuvânt pe care îl spune, este inundat în această bunătate. Chiar și în momentul în care este aproape vehement față de cel care n-a înțeles bunătatea lui Dumnezeu, tot inundat în bunătate este, îl cheamă, se justifică înaintea celui care, înaintea căruia nu trebuia să se justifice. De ce? Pentru că este bun. Bun este
Domnul. Așteaptă-te la bunătate. De unde vedem treaba asta în pildă? Haideți să luăm pilda de la capăt. Pilda, o poveste simplă spusă de Domnul Hristos, încărcată cu semnificație, care are momente în care te surprinde, te schimbă cu totul peisajul și te zgâție foarte tare. Domnul spune o pildă foarte simplă la început, o poveste ruptă cumva din realitatea lor. Zice că un gospodar era la vremea culesului viei, vreme în care suntem și noi astăzi. Înțelegem din pildă că gospodarul era destul de bogat, că avea multă vie și s-a dus dimineața, pentru că trebuia neapărat să se culeagă via, că altfel se înnorăceau strugurii, s-a dus în piața unde existau zilierii, unde așteptau oamenii care munceau cu ziua, s-a dus să-și ia niște lucrători pentru ziua lui, pentru via lui. S-a dus în piață dimineața de vreme, îngăduiți-mi să folosesc orele cu care noi suntem obișnuiți, nu neapărat orele evreiești. S-a dus prima dată la 6 dimineața. Nimic neobișnuit în asta. 6 dimineața s-a dus, a găsit acolo niște lucrători. Vom înțelege mai târziu din economia pildei că i-a luat cam pe toți. A găsit niște lucrători, i-a trimis în vie. Sunt primii lucrători cu care se înțelege, cu care face un deal. Îi spune, duceți-vă și vă voi da atât. Sunteți ok cu atât? Și eu zic da. Și se duc. Nimic greșit și neobișnuit în asta. După aceea, se duce și la 9 dimineața. Deci prima dată s-a dus la 6. Păi s-a dus la 9. Zicem, băi, probabil că și-a dat seama că are nevoie de mai multă forță de muncă. Munca este mai mult decât a anticipat el, sau poate că n-au fost suficienți în piață la 6 dimineața, s-a dus la 9. Iarăși nimic neobișnuit. Se duce a treia oară și se duce la ora 12. Când se duce la 12, încep să ridici din sprâncene. Cum? De ce ar face asta? Totuși, îngădui ora 12 pentru că zici, poate chiar are nevoie de multă forță de muncă. Poate că chiar are o vie mare. După aia afli că s-a dus și la 3. La 3? Nici nu se va zice nimeni în piață să ia zilier la 3 după amiaza. Nu are nevoie. Cât mai pot lucra? Remarcați în pildă, Domnul Hristos este foarte atent cu cuvintele. Nu zice că i-a dus în pildă. Zice că i-a trimis în pildă. Deci e înțelept cu minte să credem că a durat o vreme din momentul în care au fost trimiși din piață până în momentul în care au ajuns în vie. În momentul în care au început efectiv lucrul. La 3? Mai sunt 3 ore de lucru. Pentru ce? Apoi afli, și aici pilda te surprinde de tot, că s-a mai dus odată în piață. Știți la ce oră? La 6 se termina ziua de lucru, s-a mai dus la 5. 5 după amiaza, 11 în limbajul biblic. Și a trimis, găsește pe alții acolo, zice, vă voi nimeni nu, de ce stați aici? Pe noi nimeni nu ne-a tocmit. Duceți-vă și voi în via mea. Știți cât au mai lucrat oamenii ăștia? O oră am zice, dacă am început lucrul atunci. Dar dacă au fost trimiși în vie și le-a luat 5 minute, 10 minute, 20 de minute să ajungă în vie, mai aveau 30 de minute de lucru. Și pilda surprinde prin asta. Pilda are 3 surprize. Prima surpriză majoră a pildei, despre următoarele 2 vom vorbi la final, este apariția ispravnicului. Nu vedem că există ispravnic decât în momentul în care își cheamă ispravnicul să plătească. Deci ispravnicul a avut de la început. Dacă a avut ispravnic de la început, înseamnă că e bogat. Dacă a avut ispravnic de la început, se naște o întrebare. De ce s-a dus el în piață? Pentru că, conform tradiției evreiești, ispravnicul trebuia să facă toată treaba. Stăpânul venea în business-ul lui, în via lui, dimineața de vreme, tot ok, da, pregătiți de lucru, da, să faceți treabă. La revedere. Și mai venea la final. Dar realizăm că în pildă, gospodarul face altceva, ispravnicul apare târziu. Gospodarul este cel care se duce în mod constant în piață, are un continuu du-te vino. Și acest du-te vino continuu al gospodarului este o metaforă care vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. De ce este Domnul bun? De ce trebuie să te aștepți la bunătate? Pentru că, și când zic asta, la ce mă refer? Ce înseamnă să te aștepți la bunătate? Așteaptă-te
să te caute Dumnezeu să-ți facă binele. Am crezut cu toată biserica, vă zice amin. Că dacă vă zice așa pe nume, pe dumneavoastră vă caută Dumnezeu să vă facă binele. Știți ce a zice? Aleluia! Abia aștept să mă găsească. Așteaptă-te ca Dumnezeu să te caute pentru a-ți face binele. Vă întreb, uitați-vă din nou în pildă. Știm deznodământul. Deznodământul este că îi va plăti pe toți la fel. Întrebare. În momentul în care s-a dus în piață la ora 12, știa cât are de gând să le dea? Știa? Știa. Când s-a dus la 3 după amiaza, știa cât are de gând să le dea? Și la cei de la 3, cât avea de gând să le dea? O zi întreagă de muncă. Dar când s-a dus la 17, știa cât are de gând să le dea? Deci, se duce la ora 17, nu neapărat pentru că are el o nevoie de muncă, ci se duce pentru că e hotărât să le facă binele. Este hotărât să le facă binele. Și de aici concluzia. Dumnezeu te caută, se duce personal, nu-și lasă pe ispravnic, se duce el însuși, Dumnezeu te caută să-ți facă binele. Așteaptă-te ca atunci când ești cetățean împreună cu sfinții să fii căutat de Dumnezeu pentru a-ți face binele, să fii căutat de Dumnezeu pentru a-ți înfrumuseța viața, pentru a lăsa să curgă înspre tine râuri de binecuvântare. Dumnezeu face binele, preamărit să fie numele Lui. Când suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, trebuie să ne așteptăm la acest bine. Iertați-mă, eu nu sunt cu steagurile de doliu. Nu-mi plac steagurile de doliu. Eu sunt cu vestea asta. Dumnezeu te caută să-ți facă binele. Dumnezeu este pe urmele tale pentru a te binecuvânta. Dumnezeu este în căutarea ta pentru a-și revărsa binecuvântările Lui mari, bogate, înspre viața ta. Propovăduiesc Evanghelia prosperității? Nu, nici pe departe. Câteodată îndurarea lui Dumnezeu este aspră. Câteodată drumul vieții este dificil, dar în spatele meu, împreună cu mine, cel care coboară în valea umbrei morții împreună cu mine, este un Dumnezeu care știe să facă bine. Și în mijlocul necazului, și în valea umbrei morții, și în vale, și în bezna nopții, Dumnezeu face bine, preamărit să fie numele Lui. Dacă vă chemăm în această dimineață să fiți cetățeni împreună cu sfinții, vă chemăm la un Dumnezeu care te urmărește pentru a-ți face binele, preamărit să fie numele Lui. Dumnezeu e pe urmele tale. Dacă nu reții nimic din dimineața asta, te rog să reții asta. Dumnezeu e pe urmele tale pentru a-ți face binele. Dumnezeu vrea să-ți facă binele, nu răul, binele. 2. Ce înseamnă bunătatea asta lui Dumnezeu? Ce face? Care sunt acțiunile bunătății? 1. Te caută să-ți facă binele. 2. Îți știe nevoile. Am crezut că și aici biserica va zice amin. Îți știe nevoile. Eu nu pot să citesc pilda asta fără să mă gândesc la românii. Știți, parcă este ruptă din istoria noastră. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați emigrat măcar o parte din viață. Câți dintre dumneavoastră au fost plecați să lucreze în străinătate. Dar cunosc povești. Am auzit istorii. Am stat de vorbă cu oameni și am citit cărți ale oamenilor care au trecut exact pe drumul ăsta. Fugiți din țară înainte de 90, cu niște riscuri teribile, teribile. Cunosc pe cineva care a fost prins prin anii 80 și ceva, prins acolo, în No Man's Land, în fâșia aia de teren între România și Ungaria, bătut cumplit. Nu va mai fi niciodată același om. Și cu toate astea, la 2 ani distanță, va fugi din nou. Vreau libertate, vreau să trăiască. Vreau altă viață. Au ajuns în Austria, au stat în vestitele campuri din Austria. Știți că în Austria am fost de curând acolo, am stat de vorbă cu oameni și am întrebat: voi ați trăit treaba asta? Și mi-au zis da. Am trăit-o și am văzut-o trăită, pilda asta, în mod constant. Existau locuri în campuri unde se duceau oamenii, românii noștri, se duceau să primească ceva de muncă. Vă rog să înțelegeți, noi trăim cea mai bogată perioadă din istoria României de până acum. Cea mai bogată. Cei mai mulți dintre noi trăiesc acasă ca mai bine decât prinții medievali. Mult, mult mai bine. Oamenii ăștia care fugiseră din România lăsaseră acasă familiile, copiii, soția, într-o țară
sfâșiată de șomaj, cu o rată de inflație cumplită. Nu România de astăzi. Nu îi lăsaseră România de astăzi. Într-o altă Românie mai dificilă. Erau dependenți de bănuții pe care îi primau pentru ziua de lucru. Pentru că din ei trebuiau să trăiască ei și trebuiau să strângă câțiva bănuți, să trimită acasă, să trăiască și familia lor și copiilor. Și veneau străinii în piață să ia pe românii noștri la lucru. Trebuia să arăți bine. Trebuia să pari un om care muncește, un muncitor și să fii un muncitor ca și mâine să te ia. Nu pot să citesc pilda asta fără să nu mă gândesc la istoria noastră a românilor. Ai stat în piață de la 6 dimineața, te-ai trezit de vreme cu noaptea în cap pentru că depinzi de banii aia. Ai stat în piață la 9 și nu te-a luat nimeni, ai stat în piață la 12 și nu te-a luat nimeni. S-a făcut ora 5. De ce mai ești în piață? De ce? Pentru că la ora 5 nu mai vine nimeni după tine. Nimeni nu mai vrea să-ți dea. Și cât ți-ar putea da, dacă te mai iau un sfert de oră la lucru, cât ți-ar putea da, cert că nesuficient pentru nevoile tale? Cine mai vine în piață? Cine să te mai caute? Cine să te mai ia? Să nu credeți că pentru străini reprezentam mult. Erau interesați de nevoile noastre. Erau interesați de aș face treaba cât mai ieftin și atât. Cine te mai caută la ora 5? Vine în această dimineață înaintea noastră încărcat cu acest mesaj care pe mine mă încântă la Dumnezeu. Că nimeni nu mai vine în piață după ora 5, dar vine întotdeauna unul singur. Vine gospodarul. Vine întotdeauna Dumnezeu. De ce s-a dus la ora 5? De ce s-a dus la ora 3? Pentru că le știa nevoile. Știa că depind de banii ăia. Știa că de săraci sunt și vroia să le facă. Știți ce vroia să le facă? Ziceți noastră. Bine. Vroia să le facă bine. Și tocmai de aceea s-a mai dus în piață după ei. Tocmai de aceea s-a mai dus și bogat e gospodarul ăsta și le-a dat plata pentru o zi de muncă. De ce? Pentru că vroia să le facă binele. Câți dintre noi n-au fost găsiți în piața vieții de către Dumnezeu târziu? Și Dumnezeu a vrut să ne facă binele și ne-a făcut binele. Vă rog în această dimineață, uitați-vă la viața dumneavoastră. Nu putem spune decât despre bogăția lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Bun este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Știe nevoile, știe ce ai acasă. Știe de ce depinzi, știe nevoile, că nu știe nimeni, că nu-i poți spune nimănui, că n-ai la cine să alergi, știi că mai există un loc în care te poți duce, te poți duce în cămăruța ta și să stai de vorbă cu gospodarul și să-i spui, nu știu unde ești, dar știi că sunt în piață, să știi că sunt în piață și te aștept să vii, te aștept să vii. Și vreau să vă spun, pentru cei care stați așa de vorbă cu Dumnezeu, gospodarul vine. Gospodarul vine de fiecare dată, pentru că știe nevoile. La ce să te aștepți când ești membru al împărăției lui Dumnezeu, când ești cetățean împreună cu sfinții? Așteaptă-te la bunătate. Ce fel de bunătate? Pe bunătatea aia care te caută să-ți facă binele, bunătatea aia care știe nevoile și mai e ceva superb în felul de acționa al acestui gospodar. Vă întreb, ajunge în piață la ora 3, își dă seama că pentru că oamenii ăștia nu mai pot fi cu adevărat de folos viei lui. La ora 5 nu mai pot fi cu adevărat de folos viei lui. Putea să fac așa? Bă, copii, eu vreau să vă fac bine. Luați de aici 2 bănuți. Duceți-vă acasă să vă cumpărați o pâine. Putea să facă așa? Da. L-am fi judecat dacă ar fi făcut așa? Nu. Ar fi considerat tot un act de bunătate? Cu siguranță. Cu siguranță. Și cu toate astea, gospodarul face altfel. Știți cum face? Se duce la 5, îi vede pe ăștia, nu va tocmi nimeni. Duceți-vă și voi în via mea. Și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și pleacă ăștia în vie și ajung în vie când se spală gălețile. Nu se mai poate face aproape nimic. Și gospodarul le dă plata pentru muncă. De ce?
De ce a făcut asta? Pentru că vrea să le respecte demnitatea. Nu vrea să-i calce în picioare cu bunătatea lui. Vrea să-i respecte demnitatea. Cât de important este pentru un bărbat, înțelegem din pildă că au fost bărbați, cât de important pentru un bărbat să se ducă acasă cu rodul muncii lui. Cu bucuria asta am muncit astăzi și din munca mea, nu din mila cuiva, din munca mea, uite, asta este pâinea pe care am reușit să o cumpăr. Gospodarul știe treaba asta și nu-i calc în picioare. Vrea să le transmită, sunteți prețioși pentru mine. Pot să folosesc ce aveți voi, cât mai aveți? 5 minute, pot să folosesc alea 5 minute. Ce forță mai aveți? Atâta cât aveți, pot să folosesc. Duceți-vă și voi în via mea, oferindu-le astfel posibilitatea să rămână cu demnitatea integră. Nu s-au dus acasă cu o pâine de milă, ci s-au dus acasă cu o pâine muncită. Muncită. Și asta este important. Important. Cum este Dumnezeu? Păi Dumnezeu este persoana aceea care vrea, care poate și care știe să-ți înflorească viața. Care se uită dincolo de nevoile tale imediate, la nevoile sufletului tău. Care știe să-ți prețuiască sufletul, inima, viața. Gospodarul este în așa fel de bun încât bunătatea lui te înflorește. Încât bunătatea lui te crește. Încât bunătatea lui are în calcul, ia în calcul inclusiv demnitatea ta. Ia în calcul inclusiv felul în care te simți. Nu vrea să te calce în picioare. Nu vrea să te-ți facă bine și să-ți transmită în același timp că ești incapabil, ci din contră. Să te crească, să te dezvolte. Mă uit la dumneavoastră, arătați bine. Și știți ce îmi spune faptul ăsta? Că aveți în viață un gospodar care a știut să vă facă binele. Care a știut să vă facă binele. Vă întreb, ne-ar putea da Dumnezeu pâinea din cer? Categoric. Dar alege să ne dea muncind cu palmele noastre, cu creierul nostru, cu capacitățile noastre. De ce o face așa? De ce o face așa? Pentru că munca în economia lui Dumnezeu e importantă. Spunea Tim Keller, munca este chemarea, invitația pe care Dumnezeu ne-o face de a lucra împreună cu El la modelarea și aranjarea lumii. Dumnezeu are în calcul, vede nevoile sufletului tău. Deci la ce să te aștepți când vine vorba de împărăție? 1. Așteaptă-te la bunătate. Dumnezeu te caută să-ți facă binele, Dumnezeu îți știe nevoile, și Dumnezeu îngrijește și vrea să înflorească sufletul tău. Și zic din toată inima, slăvit să fie Domnul pentru asta. Așteaptă-te la bunătate. 2. Așteaptă-te la primire. Primire. Vreau să vă spun în această dimineață, ușa lui Dumnezeu este deschisă. Și vă primește pe fiecare dintre dumneavoastră. Așteaptă-te la primire. Cât de important este asta. După ce ne-am rezolvat pâinea de zi cu zi, începem să constatăm că există și alte nevoi pe care le are sufletul nostru și printre acele nevoi se află inclusiv nevoia de a fi primiți. Să știm că avem intrare la Dumnezeu. Aflăm, spuneam târziu în pildă, că acest gospodar are ispravnic. Unde a stat ispravnicul toată vremea? Păi în vie. Și ce a făcut în vie? Și încercați să vă imaginați scenariul pe care pilda ni-l propune. La ora 6 și ceva vin primi în vie. Arege să le dea de muncă. Păi, toată via. La 9 vin alții. Gospodarul este în piață, trimite în vie. În vie este ispravnicul care vede pe ăștia venind. La 9 dimineața mai arege să le dea de lucru. Puh, mult. La 12 apar alții. Mai arege să le dea. Deja am împărțit munca la aia de la 6, la aia de la 9, la 12. Hai că mai facem ceva. Mai se poate. Veniți și voi la ora 3 și ceva. Pe poarta viei intră alții. Pe voi cine v-a trimis? Răspunsul este gospodarul. Cine este gospodarul? Este stăpânul viei. Deci ispravnicul nu poate să zică pare rău, ci zice doar veniți, veniți și voi. La 5, când toată lumea spera ca timpul să treacă mai repede, când se gândeau că în curând vor pleca, așa cum spuneam adineaur, când au strâns gălețile sau ce aveau ei nevoie acolo pentru a aduna strugurii, la 5 și ceva,
intră alții în vie. Pe voi cineva trimis. Și ăștia cu inima cât un purice, pentru că depindeau de suma aia măruntă pe care s-așteptau să o primească, răspund la fel. Ne-a trimis, ziceți dumneavoastră cine? Gospodarul. Deci veniți și voi să spălați niște găleți, că mai mult de atât nu mai avem ce să facem. Veniți și voi să faceți treaba asta. Cu ce bucurie or fi primit ăștia veniți. Și tocmai aceste intrări succesive în vie ne dau de învățat două lucruri legate de Dumnezeu. La Dumnezeu există primire. Unu, există primire și atunci când vii la El de vreme în viață. Și ce bine e să vii la El de vreme în viață. Să fi lucrat toată ziua în via Lui, toată viața în via Lui. Ce bine este! La Dumnezeu există primire. Remarcați că singurii cu care se înțelege, cu care face un târg, cu care hotărăște cât să-i plătească, sunt cei care sunt veniți de vreme. Primii! Ei știu la ce să se aștepte. Ei știu ce hotărâre a luat deja gospodarul în dreptul lor. Și hotărârea este dreaptă. Dreaptă. Nu-l vor judeca la final că a fost nedrept în sensul că nu le-a dat ce s-a hotărât între ei să dea, ci că a fost mai bogat, că a dat mai mult decât s-așteptau ei. Dar drept, drept. Gospodarul este drept. Indiferent de cât de devreme ești, aș vrea să vă spun, cel care vede un pahar de apă dat în numele Lui, sigur vede și slujirea ta. Poate că ești în via asta lui Dumnezeu de 50 de ani, de 60 de ani, de 30 de ani. Ce bine că ai devenit de vreme. În via lui Dumnezeu există primire. Gospodarul este bun. Gospodarul este aproape. Ce bine că ai venit de vreme. Dă slavă lui Dumnezeu. Ți-ai fi purtut pierde vremea și viața în piața lumii, fiind obosit, cătrănit, fiind apăsat, afectat de tot ce se întâmplă în piață, dar ai venit de vreme, ai găsit de vreme un loc pentru tine, ai găsit de vreme ușa deschisă pentru tine. Ce bine că ai venit de vreme. Mă uit către cei cu perii cărunți. Dați slavă lui Dumnezeu. Cât aveți în via Lui, Domnul va fi drept cu dumneavoastră. Domnul nu uită ce a hotărât. Domnul nu dă la o parte, nu ia de la dumneavoastră pentru a completa la alții. Domnul va fi bun, așa cum este Dumnezeu. Există venire de vreme. Și dacă ești tânăr și mă auzi în dimineața asta, te rog din toată inima, nu pierde vremea. Vino în via lui Dumnezeu. Vino în via, lucrează pentru Dumnezeu. Este singurul loc în care te vei împlini, este singurul loc în care te vei înflori, este singurul loc în care cel care conduce via are grijă și de sufletul tău. Vino în via lui Dumnezeu. Dar există primire și pentru cei care vin târziu. Remarcați, putem lua din punct de vedere al etapelor vieții, ora 3 a început pensia, ora 5 ești pe finalul pensiei. Mi-ați putea spune, păi eu să mai vin? Dar ce mai pot face eu pentru Dumnezeu în via Lui? La 5, atât de târziu, mai pot lucra ceva pentru Dumnezeu? Și eu spun de fiecare dată, sigur, sigur. Am spus-o în multe locuri, Dumnezeu nu pensionează pe nimeni, Dumnezeu doar promovează slavă. Dar câtă vreme, spunea David Jeremiah într-una dintre cărțile sale, câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu noi, suntem nemuritori. Mai zic o dată, câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu noi pe pământ, suntem nemuritori, pentru că El hotărăște totul în viața noastră, mărit să fie El. Târziu, indiferent de cât de târziu e, bolnav de Parkinson, mai având foarte puțină energie pentru a face foarte nimic, așa cum ești, vină la Dumnezeu, vină în via Lui. Zâmbetul tău, ceea ce poți să spune tu pentru încurajarea altora, totul poate fi folosit de Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Există venire și primire în via lui Dumnezeu și pentru cei care vin de vreme, și există primire în via lui Dumnezeu și pentru cei care vin târziu. Indiferent de etapa în care te afli, dacă auzi glasul lui Dumnezeu astăzi,
Nu ți împietri inima, ci vino la Dumnezeu. La Dumnezeu vei găsi întotdeauna primire. Cum este să fii cetățean împreună cu Sfinții? Păi trebuie să te aștepți la bunătate. Apoi trebuie să te aștepți la primire. Spunea una dintre cântările vestite, zice, ai un loc la cruce și tu. Unde mii au venit și tu poți fi primit, ai un loc la cruce și tu. Așteaptă-te să vii, să fii primit în via lui Dumnezeu. Cum este împărăția, ea strânge, nu risipește, ea cheamă, nu alungă. 1. La ce să mă aștept? Bunătate, 2. Primire și 3. Urmează partea tensionată a pildei. Așteaptă-te la transformare. Transformare. Dacă ar fi să vă iau marturi pe fiecare dintre dumneavoastră care umblați deja cu Dumnezeu de ceva vreme, ați putea certifica lucrul ăsta. Dumnezeu m-a primit așa cum eram. Dar nu m-a lăsat niciodată așa cum eram. M-a schimbat. Drumul, călătoria împreună cu Dumnezeu, în proximitatea lui Dumnezeu, îți modelează ființa. Dumnezeu te schimbă, te transformă. Dumnezeu lasă ca mâinile sale să modeleze vasul tău. Câteodată este dureroasă acea modelare. Îți vine să strigi, mă dau jos, gata, nu mai vreau roata olarului. Dar dacă rămâi acolo, Dumnezeu face din tine un vas de cinste. Dumnezeu te schimbă, te transformă, te modelează. O face cu răbdare, o face cu aplecare, o face cu acribie, o face în ani de zile. Câteodată simți cum cotrobăie Duhul lui Dumnezeu în viața ta, în toate cotloanele se duce către camerele acelea care stâncuiate de multă vreme, acele neiertări, acele lucruri pe care încă le-ai păstrat pentru tine, ai ținut camera aia ferecată și Duhul lui Dumnezeu zice, postează în dreptul camerei și ce trebuie să deschide în camera asta azi. Și tu știi ce e dincolo de ușă. Deci, Doamne, nu. Toate, da. Asta, nu. Și Duhul lui Dumnezeu, uneori în perioade lungi, te convinge să deschizi camera, te convinge să faci curat în ea. Te convinge să te schimbi, să te transformi, te modelează. Și încetul cu încetul, oameni pe care ai crezut că nu-i vei ierta niciodată, îi ierți. Situații care ai crezut că vor fi întotdeauna adânc implementate în inima ta, încetul cu încetul se transforme, iese țepușul de acolo și pune Dumnezeu balsam peste rănile tale. Așteaptă-te să fii transformat, schimbat. La asta să te aștepți. Spuneam că pilda are trei surprize majore. Prima este apariția ispravnicului. A doua surpriză majoră este felul în care stăpânul hotărăște să-și plătească oamenii. Ordine. Ordinea în care își plătește oamenii. Îi cheamă întâi pe cei din urmă. Și doi, felul în care decide să-i plătească, îi plătește pe toți la fel. Încercați să fiți dumneavoastră în locul lor. Ați venit de vreme în pildă, stați la coadă și în loc să fiți dumneavoastră primii să plecați, primii sunt alții. Stați la coadă și așteptați. România au și o problemă cu coada, dacă e o coadă, ei sunt gata să stea să aștepte. Stați și așteptați. Primii intră cei care au venit ultimii. Intră așa cum poți intra când ai lucrat puțin către foarte puțin sau deloc. Și primesc plata. Plata pentru o zi de lucru. Dumneavoastră, cum ați fi dacă ați fi în locul lor? Extrem de bucuroși. Bogat este gospodarul ăsta. Mâine în piață, dacă ne primește, tot la el vrem să lucrăm. Pleacă și pe măsură ce pleacă la coadă, îi întreabă ăștia, voi cât ați primit? Ne-a dat câte o zi de lucru. Extraordinar. Ce așteptare au cei care au venit la ora 3? Nu asta ce așteptare. Dacă ăștia care au lucrat 30 de minute au primit plata pentru o zi de muncă, noi vom primi măcar un pic mai mult, 10% măcar. Intră ei, bucuroși, abia așteptând. Primesc plata. Cât e? Cât a fost și la ultimii. Voi cât ați primit? La fel ca ceilalți. Era întotdeauna, era mai mult decât se așteptau? Categoric. Dar cumva inima le este mai strânsă. De ce? Pentru că alții au primit mai mult. Și li se pare lor că ea nu meritau atâta.
Intră cei care au venit la 12, primesc la fel. Intră cei care au venit la 9, primesc la fel. Intră cei care au venit la 6 dimineața și primesc la fel și ăștia se supără cel mai tare. Ei fac și scandalul pentru că, deși au primit cât se hotărâse, li se pare că binecuvântarea altora a luat din binecuvântarea lor. Și încercați cumva să priviți imaginea de ansamblu. Dumnezeu îi așezase pe toți la masa bunătății sale. Pe toți. Faptul că ei astăzi au fost cei care au intrat primii în pildă nu le garanta că mâine nu vor fi în locul celor care intră ultimii în pildă. Au stat cu toții la masa bunătății lui Dumnezeu, așezați unul lângă altul, lucrând în via aia. Când a venit ăla de la trei, a început să lucreze lângă tine, tu ești conștient de marele bine pe care stăpânul i l-a făcut, că altfel nimeni nu l-ar fi luat în piață, dar l-a luat stăpânul și i-a dat o pâine pe masă. Te bucuri pentru el. Vine cel de la cinci, te bucuri și mai tare pentru el și pe ăsta, stăpânul cumva îl binecuvântă. Toți au stat la masa bunătății lui Dumnezeu. Ce așteptare avea Dumnezeu de la ei? Ce așteptare avea? Păi să se bucure, să primească binecuvântarea Lui, lăsându-se transformați, cum zice Apostolul Pavel, nu auzi tu glasul bunătății lui Dumnezeu care strigă la tine, ce strigă? Pocăiește-te, lasă-te schimbat, lasă-te transformat, lasă ca bunătatea lui Dumnezeu să începe să cucerească inima ta și după ce a cucerit, inima ta să se reverse în exterior spre ceilalți, pocăiește-te. Fii și tu așa cum este stăpânul tău, cum este gospodarul, celebrează bunătatea lui. Gata fiind să o împarți. La ce să te aștepți atunci când devii membru al împărăției lui Dumnezeu, cetățean împreună cu sfinții? Așteaptă-te la această schimbare, la această transformare pe care Dumnezeu o cere de la fiecare dintre noi și o dorește în viața fiecăruia dintre noi. Pocăiește-te, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Și aici se nasc întrebările pe care le-a pus stăpânul celor care se supără, întrebări care se întorc către noi. Permiteți-mi doar să dau glas acestor întrebări, sunt cam dureroase. Ne place bunătatea câtă vreme o primim noi și ne displace atunci când o primesc alții? Vedem doar ce am muncit noi, nu și ce au muncit alții? Ați remarcat ce vină pun peste gospodari? Îi spun, noi am muncit tot greul și zăduful zilei. Știți cine mai făcuse asta? Cine mai făcuse un continuu, du-te vină în piață? Gospodarul. Când ni se pare că merităm mai mult, cerem dreptate și când știm că merităm mai puțin, cerem har? Nu contează cine pierde și cine câștigă câtă vreme câștigăm noi? Nu cumva, fiind primii ajunși în vie, credem că munca noastră, slujirea noastră îl poate controla pe Dumnezeu? Și câte întrebări nu se ridică în momentul în care ne uităm la felul în care gospodarul și-a întins inima, viața, bunătatea înspre aceștia. Cum este să fii cetățean împreună cu sfinții? Eu aș zice că bine. Dumneavoastră cum credeți că e? Fain. Păi de ce e fain? Și ne uităm la pildă. E fain pentru că aici te poți aștepta la bunătate. În afara granițelor acestei împărății te poți aștepta să fii junghiat, să fii călcat în picioare, să fii trădat, să fii mințit. Aici însă, și ce repede uităm lucrul ăsta, aici însă te poți aștepta să ți se facă bine. Mult bine. Așteaptă-te ca Dumnezeu să fie în căutarea ta pentru a-ți face binele. Așteaptă-te ca Dumnezeu să știe nevoile. Și așteaptă-te ca Dumnezeu să îngrijească de sufletul tău. De ce este fain aici? Pentru că aici există întotdeauna primire. Poți să vii în vigoarea tinereții tale. Sau poți să veni la final. Dar Dumnezeu îți va face binele și te va primi. Și așteaptă-te ca aici, cum zic oamenii în lume, să devii cea mai bună variantă ta. Așteaptă-te ca aici să fii schimbat, transformat. Doar aici înflorești, înaintea stăpânului. Stăpânul având grijă ca tu să înflorești. Își revarsă izvoarele bunătății sale, izvoare de sus, izvoare de jos, pentru a te înflori. Și înflorind, să-i bucuri pe cei din jur, revărsând și spre ei partea bunătății lui Dumnezeu.
Cum este Domnul? Și toată biserica zice: bun, slăvit să fie El. Amin. Amin.